how the protocol works. Colegi, bună, stimați reprezentanții ai mass media, stimați cetățeni, bună dimineața și vă salutăm aici de la din Guvernul Republicii Moldova, de la Ministerul Dezvoltării Economice și al Digitalizării la acest briefing de presă împreună cu partenerii noștri de la Banca Mondială. Inguna, it's great having you here and thank you for all the support that the Moldovan people have from the World Bank. Suntem aici pentru a lansa un nou proiect, o nouă inițiativă finanțată de Banca Mondială pentru economia Republicii Moldova și în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. După cum știți, una dintre prioritățile de bază ale acestui guvern este anume dezvoltarea economică, pentru că aici este și reziliența și stabilitatea de termen lung a Republicii Moldova, dar și o șansă și o încredere în ziua de mâine pentru fiecare antreprenor, pentru fiecare cetățean. Este responsabilitatea noastră să dezvoltăm economia și să ne edificăm țara așa cum ne place și așa cum merită cetățenii noștri. Iar cetățenii noștri merită mult mai mult decât ceea ce au acum. Asta este viziunea noastră și în acest parcurs avem susținerea partenerilor noștri de dezvoltare care finanțează multiple inițiative pentru a da cât mai multe șanse întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova să își crească nivelul de sofisticare, să își crească productivitatea și eficiența și, desigur, că să ajute guvernul, statul Republica Moldova în procesul de debirocratizare, de eliminare a barierelor din calea mediului de afaceri, de eficientizare a operațiunilor și așa mai departe. Acest proiect finanțat de Banca Mondială are un buget de 50 de milioane de dolari și o să explic foarte clar pe ce anume sunt cheltuiți acești bani pe componente. În primul rând, componenta cea mai mare ține de digitalizare și de reforma regulatorie. Ori aici putem câștiga foarte mult pentru economie în procesul de digitalizare și de eliminare a barierilor din calea mediului de afaceri. Aici vorbim de digitalizarea serviciilor oferite de autoritățile centrale și locale către întreprinderi, îmbunătățire și digitalizarea instituțiilor de control și îmbunătățirea interoperabilității dintre sisteme de furnizare și așa mai departe. În primul rând, o să extindem digitalizarea serviciilor guvernamentale pentru întreprinderi la nivel central și local. O să conducem un proces de reinginerie și automatizare a actelor permisive emise de autoritățile publice locale, astfel încât antreprenorii să nu irosească timpul și banii prețioși pe birocrație. Aici economisim foarte, foarte, foarte mult timp antreprenorilor și bani. O să continuăm reforma controalelor de stat, în special prin dezvoltarea unor modele de inspectare de bază, în bază de indicatori de performanță și riscuri. O să actualizăm registrul actual al controalelor, o să investim în infrastructură și dotarea inspectorilor cu echipamente și instrumente necesare. Toate acestea o să limiteze corupția din sistemul de inspecții de stat, ori știm foarte bine că aici este probabil cel mai mare risc de corupție în interacțiunea dintre stat și antreprenor, anume la controle, anume la inspecții. De ce o să investim bani în civilizarea acestui proces?
În afară de asta, o să modernizăm sistemul național de infrastructură a calității prin consolidarea și consolidarea capacității în domeniul metrologiei și testării prin modernizarea laboratoarelor. Asta pentru a ajuta antreprenorii noștri să-și certifice mai simplu și mai ieftin produsele pentru a le putea plasa pe piață atât în Republica Moldova, cât și pentru a accede la piața de export. De asemenea, este o componentă de suport bugetar. Asta a fost prima componentă. A doua componentă ține de accesul la finanțare, ori asta este o altă barieră din calea dezvoltării afacerilor, anume accesul la finanțare. Aici o să capitalizăm fondul de garantare a creditelor gestionat de Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului și avem aici pe domnul Pintea de la ODA pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să-și gestioneze și să-și minimizeze riscul de credit, astfel minimizând și costul acestuia. Anume, întreprinderile mici și mijlocii, una dintre principalele bariere din calea accesului la finanțare este existența unui gaj sau alt fel de instrument pentru a garanta aceste împrumuturi pe care le accesează de la bănci, și aici statul o să vină cu garantarea creditelor pentru IMM-uri. Și aici, pentru această componentă, o să investim 15 milioane de dolari. Iar componenta a treia ține de anume dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și competitivitatea la export, pentru care, pentru componenta dată, o să investim 13 milioane de dolari. Asta prin activitățile din cadrul acestei componente. În primul rând, întreprinderile vor beneficia de asistență prin granturi de cofinanțare, pregătire pentru export, integrare cu furnizorii și programe de promovare a exporturilor. Aici o să continuăm și o să extindem sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii pentru servicii de dezvoltare a afacerii prin intermediul componentei de granturi și cofinanțare. În al doilea rând, o să consolidăm capacitățile instituționale ale ODA și Agenția de Investiții, ca verici principale de legătură între stat și sectorul privat. Cum am spus nu odată, instituții ca ODA sunt unul dintre principalele puncte de legătură dintre antreprenor și stat, și aici trebuie să demonstrăm un nivel excelent al serviciilor și al receptivității față de nevoile antreprenorilor, iar pentru asta o să creștem și o să îmbunătățim semnificativ competențele ODA pentru a avea o reactivitate cât mai bună și o calitate a serviciilor cât mai înaltă pentru antreprenori. Acesta este proiectul pe care îl lansăm astăzi împreună cu Banca Mondială și încă o dată o să ofer mulțumirile noastre din numele antreprenorilor Republicii Moldova pentru acest suport. Dear Minister Laiba, thank you very much for your kind words, dear partners, friends, colleagues. I'm really glad to join this launch event of the Medium, Small and Micro Enterprise Competitiveness Project. This is not the first project. We have a long-standing relationship working in private sector development in Moldova. This is the third project. And Minister kindly mentioned numbers of the project. It's $50 million loan to the Republic of Moldova. But we find this cooperation very important because the role of the private sector for Moldova's sustainable development will be essential. It is essential, but it will become more and more important. And we are really happy that as a World Bank Group, we can support this development. I also would like to use this opportunity and thank the minister, the ministry, ODA, investment agency for really excellent collaboration. I think this is why we have this third project. Otherwise, I think we probably wouldn't have it. But I think based on this excellent collaboration and support and leadership, I think we're really glad that we can continue our engagement.
I would also like to say that this project very strongly supports the government strategy, developing private sector and MSMEs in particular. We also would like to see that MSMEs become more competitive, more export-oriented, and also MSMEs will be the area where the jobs are being created, which is also very, very important for Moldova. We all like figures, especially the World Bank. Therefore, I allow me to use some of the figures, because when we talk about the results, we need figures, because that's the evidence base, that's how we learn, and that's how we built good and successes of the previous engagement to make sure that every next operation we do together is better. Just a few ones that were results of the second competitiveness project. The cost of doing business has been reduced by $13.5 a year. There were new export sales amounting to 41 million and new 1,261 jobs were created in SME areas. $2.5 million matching grant scheme attracted $2.75 million from beneficiaries. It's a joint effort and it shows the commitment. And export-oriented enterprises to medium and long-term finance was significantly extended. And project helped to generate $184 million in export sales and also new jobs. And many more, I just mentioned few, and Minister also pointed out a few regulatory. And I think figures are really good, but it's also important to emphasize that behind these figures, there are real people, real businesses, people who are getting jobs. And this is something, just one example, what I heard from surveys that have been done, that managers of those companies are very glad that their number of permits they have to get to start the business and the time they are spending has been significantly reduced. And some few years ago they had to spend 15 days, now they can do the same thing in 6 days. And these are, I think that's why there's a third project, that we only have to look, you know, how to go even further. There are countries where they can do in a day, probably less than a day. But that will come. It's these building institutions, building systems takes time. It's not something that can be done quickly. And I think that's why this long-term engagement, we find it very important. Sorry. My fault. I'm really sorry. Să rezum foarte rapid. Banca Mondială are o colaborare îndelungată cu Republica Moldova în vederea dezvoltării sectorului privat și a domeniilor finanțelor. În ultimii 10 ani s-a investit foarte mult în crearea unui mediu de afaceri mai eficient, mai bun pentru întreprinderile mici și mijlocii. Proiectul respectiv vine în conformitate cu strategia guvernului de a sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici, micro și mijlocii prin digitalizare, în special. Dacă este să ne referim la cifre, costul în proiectele anterioare sau ca rezultat al eforturilor anterioare, costul afacerilor s-a redus cu 13.5 milioane pe an. Au fost înregistrate vânzări la export de 41 de milioane de dolari SUA și au fost create circa 1261 de locuri de muncă noi în cadrul IMM-urilor. De asemenea, au fost alocate circa 2.5 milioane de dolari SUA în cadrul proiectelor anterioare prin granturi de cofinanțare. Proiectul a contribuit la generarea a 184 de milioane de dolari în vânzări la export în ultimii 3 ani și au fost create circa 800 de locuri de muncă. Acest proiect nou este conceput pentru a se baza pe succesele anterioare și pentru a ajuta în continuare IMM-urile și trebuie să spunem că impresionant
s-a redus și numărul de zile în care IMM-urile pot să obțină permise, acte permisive, de la 6 la 15. Bineînțeles, este loc și mai bine și trebuie să spunem că în spatele acestor cifre stau eforturile oamenilor. This is, you know, I think when you start speaking, I think you forget that you need a Romanian language, and my apologies. But again, I'm always, you know, at the end of what I wanted to say. I just really want to emphasize the importance of these results, capturing those results, seeing those results, and building on those results that have been achieved. And this long-term engagement allows us to do that. Deci vreau încă o dată să subliniez importanța acestor rezultate și continuarea eforturilor comune. And from our previous experience of working together, I think it's we shouldn't be talking a lot. I think action is what makes it different. Action what we all need. Therefore, I think I'd like to say good luck to all of us in implementing the third project, and I really look forward to the next meeting. When we have some results and we have some figures again that we can all get together and look at those numbers and build on that. Thank you very much. Deci avem o experiență frumoasă de cooperare împreună și trebuie să procedem la acțiune acum. Vreau să ne dorim tuturor succes și să avem rezultate de care să ne bucurăm. Proiectul este până 2027, dar detalii poftim, Dumitru, poate vrei să intervii. Da, într-adevăr, programul, proiectul dat cu suportul Băncii Mondiale este până în anul 2027, dar companiile care vor să beneficieze deja de suport prin intermediul granturilor în cadrul programului de internaționalizare vor putea aplica chiar din această lună. Noi vom lansa apelul, suntem pregătiți la ODA să lansăm apelul pentru a primi cereri din partea antreprenorilor. Pe cealaltă componentă care țintește fondul de garantare a creditelor, urmează să-l capitalizăm și la fel în acest an să lansăm produsul garanției de portofoliu, respectiv să fie accesibil pentru companii. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, atunci mergem la lucru. Mulțumim foarte mult!